cer scuze pentru limbajul folosit în materialul pe care îl veți vedea. Haideți să vedem reacția anturajului. Băi, am o stare nașpa, frate. Simt că nu facem ce trebuie. Ce mă dă? Ce nu ești stâmpit? Cum adică nu facem ce trebuie? Simt așa că eu simt timpul. Ești de la 6-7 ani suntem aici la Stara București. Aveam o vârstă. Facem aceleași chestii zilnic. Irosim timp, aceeași miștocăreală, râdem mură celălă. Nu du-te dracu de aici, mă, de pagar la mă. Păi ce vrei să facem? Nu știu, frate. Eu nu m-am săturat tot timpul. Când vreau să ies cu una, trebuie să-i cer bani cu mama. Mama, dă-mi și mie bani. Dacă vreau să plec la mare, tată, dă-mi și mie bani. Ai văzut anul trecut. Frate, e penibil, avem o vârstă. Mie unul mi-e rușine. Simt că nu e bine. De ce e unul penibil? Nu-s părinții tăi, nu-s măta cu tatu. Trebuie să-ți dea bani. Așa și ce vrei tu să faci până? Băi, eu m-am gândit să mă atrage coaforul, frate, și facem un lucru. Ce să faci, mă? Coafor? Să mă arăt familie mea, ăsta-i bulangiul. Adevărat, să mă arăt sol, mă, dacă nu, adevărat, ai de stat ăsta. Ce prost sunteți. Aolea. Hai să spună, frate, tău ceva. Nu să faci nimic asta, ce trebuie, te-ai tâmpit? Nu te întreb cu vârstile astea din capul tău, ce trebuie? Ai serviciul ăsta o zi, dă un an, aici ce o să faci la coaforul ăsta? Nu te uiți la tine un pic? Ești nebun? Adevărat. Lasă-mă, că mai vedem. Ce să vedem, frate, că... Nu te văd bine. Hai din banca ta, mă. Ce-ai zis de treaba? Ia vezi? Cine este? Ce faci? Dar ce fac, frate? Ce zici, frate? Tot ce-ți? Nu te de la treaba. De la ce treaba? Bă, mi-am găsit la un salon, ca ucenic. Eu, ce bani? Cum ce bani? Ca ucenic nu e bani, înveți. Bă, ce ți-am spus eu, mă, ție, să te vii cu prostiile astea, mă? Ți-ai stricat și servici, acum nu mai ai nici servici. Stai pe spatele la aia să-ți dai și ție 10 lei, 5 lei, nu? Da, mă, bine, hai că... Bine, frate, auzi, băi, să vii să-i faci undeva să-mi dai niște bucă, da? Spune fratele tău că stau să fac nimic, că-ți garantează fratele tău. Bă, și tu mi-am dat seama, ești nebun la cap, dar la parte cine că omul-i bulangiu. Adevărat, să mă. Frate, eu un semn de viață nu mai dai. Salut, salut. Ce să fac, muncesc mult. Am văzut că ți-ai luat și mașină. Mă, tacu, tacu, s-au dat bani? Mama, din banii mei muncesc, frate. De unde, mă, din banii tăi muncesc, mă? De unde, mă, bucheala asta tu cu noi? Ești nebun la cap, adică faci tu banii ăștia din coafără? Da, frate, da. Dar nu mai stai cu noi, mai vorbim și noi, stai și tu cu noi la o sămânță. Adevărat, nu mai, grăbesc că lucrezi iară, crește la bani. Tu ce arfe și arfe. Băi, nebunule, ce marfele astea pe tine? Ce arfe, mă? De astea care trece așa pe lângă noi. De unde gestorile astea? Bă, hai să vă zic ceva. Poate să vă ajute și pe voi. Pe mine unul m-a motivat. Citiți, mă, asta și poate o să evoluați și voi. Ce e asta? Băi, ce ar fi șalat pe tine, bă, chiar bă, ce zici asta? Bă, și bă, din gură îmi zice mie că a făcut bani din coafurile, bă, și-a băgat și pe un curaj, bă, la tot ți-am spus că face video ce ar fi, bă, bă, și-ai omul cum să ajunge pe aia, face bani pe unde face și zice să dă stilist. Ce, mă, ești nebun la cap, n-ai văzut cum merge, că... Adevărat, are avansul. Că lustură, ești nebun la cap. Așadar, cam aceasta este reacția anturajului. Vedeți voi, la început, din momentul în care tu, privitorule, vei încerca să faci ceva cu viața ta, anturajul tău va avea această reacție, adică va începe să te demoralizeze, să te ia la mișto, să facă în așa fel încât să rămâi pe loc, să le rămâi alături. Și chestia asta va proveni din teamă. Teama ca nu cumva tu să reușești să ai mai mult decât ei. Ca mai târziu, după ce vei reuși, după ce vei oferi valoare, după ce vei începe să produci bani, teama aceea se va transforma în frustrare. Frustrarea este acea sursă care te face să
devii un inventator de scuze pentru neputința ta. Așadar, vor începe să te ia la mișto, să te vorbească urât în cartier sau în locul unde stai. Vor începe să inventeze scuze astfel încât ei să fie un pic mai liniștiți pentru neputința lor. Încearcă și o să vezi că este posibil ca 90% să nu greșesc. Atenție la anturaj, când simți să faci ceva, nu trebuie să ții cont de nimeni decât de tine.